Au înflorit lalelele în ianuarie. De Crăciun pe stil vechi, florile din serele lui Gheorghe Tonu din satul Bardar Ialoveni sunt numai bune de cules. Anul acesta, florarul a pus în practică o tehnologie modernă ce presupune creșterea bulbului în apă, astfel grăbind înflorirea cu o săptămână. Colega noastră, Eugenia Postu, a aflat povestea afacerii de peste 40 de ani a familiei Tonu. Anul acesta au început a înflori pe data de 30 decembrie. La lele am trecut, am înflorit la 7 ianuarie. Deci am stat cu o săptămână mai devreme, le-am făcut să înfloresc mai devreme cu o săptămână. În Bardar sunt cam prim, dar în general mai sunt oameni în ghidici, mai sunt care au florit, mai sunt oameni care cu tine. Acestea sunt lalele pentru luna ianuarie, pe urmă avem într-o seară pentru februarie și mai avem pentru luna martie. Deci noi să avem lalele în continuu ianuarie, februarie, martie. Diminețile încep atunci când toți încă dorm, iar prima cafea este abia spre amiază în familia Tonu. Diminețile de dimineață, noi începem a culege flori și la 5 dimineața, la 6 dimineața. Și avem grijă de flori, trebuie să le culegem, să le împachetăm, să le gătim pentru piață, să o parte din cumpărători vii și cumpără de acasă și le servim de acasă. Deci lucru avem, tot timpul avem de lucru, nu suntem liberi. Am spus de multe ori, trebuie să-ți placă ceea ce faci. Și om când face ceea ce îi place și încă și mai câștig de pe deasupra, el e satisfăcut. În familia Tonu, dragostea pentru flori se moștenește genetic. Nepoții, sosiți de sărbători la bunei, știu toate tehnologiile după care sunt crescute florile. Deci am 7 nepoței, deci care 3 din Canada, 2 din România și 2 din Anglia. Au plecat copiii peste hotare. Da, toți 3 copii au plecat peste hotare. Dar revin de sărbători, casa e plină cu... Revin, dar am un suntem lucru. Acum avem 5 nepoți acasă, numai cei de Anglia n-au venit, restul sunt cu noi. La cules am ajutat și am plantat puțin în pământ. Și deja Ștefan îl ajută pe bunelul cu foc, cu roaba. Nu aduc roaba, încarc roaba cu cărbun și mi-o pun pe foc. De când în când. Trebuie mult să punem pe foc ca să fie... O roabă, de obicei, pun. Și îți place ce face bunelul aici? Da, interesant. Ce anume este interesant? Cum cresc lalele pe apă, vedem ce strandășini, reducini, le vedem cel mai important de ținut temperatura și de schimbat apa. Dar nu schimba, dar simpli arăleaua să aibă întotdeauna destul apă. Familia Tonu crește flori de mai bine de 40 de ani. La început a fost o pasiune, care ulterior s-a transformat într-o frumoasă afacere de familie. Împreună, când abia ne mutasem la casa noastră, în anii 79 ne-am mutat, în anii 81 de acum ne ocupam cu florile. Drept la început, câteva flori numai când deschis, pe urmă am început a avea serii mai mici, mai mari. Și până azi, continuăm.